vreau să vă spun foarte clar. La acest moment avem un teren, proprietatea Consiliului Județean. Avem un studiu tehnic predat de Ministerul Sănătății în bază de protocol. Avem discuții avansate și analize împreună cu primăria pentru a realiza parteneriatul pentru un spital integrat, așa cum ar trebui să fie toate spitalele integrate din România. Facem toate analizele care sunt necesare pentru ca acest spital să corespundă condițiilor și necesităților pe următorii 30-40 de ani, nu doar la acest moment. Deci avem pași importanți făcuți în direcția edificării acestui nou spital. Și vreau să reglementăm un lucru și să ne fie foarte clar nouă tuturor. Vorbim de un spital județean nou pe care nu-l facem noi, nu-l face PNL-ul, nu-l face PSD-ul, nu-l face FUNIC. Vorbim despre un spital nou pe care îl fac sibienii din banii pe care îi aduc ca și contribuție la bugetul de stat. De aceea, orice discuție de acest subiect prin care se încearcă să se aloga în parte sau de alta, că se face acest spital, este o discuție care, din punctul meu de vedere, este jignitoare la adresa sibienilor, care ei sunt cu adevărat cei care aduc banii pentru spitalul județean. No. Este o necesitate și mă bucur că toată lumea a înțeles acest lucru. Dar trebuie ca toată lumea să înțeleagă că trebuie să tratăm cu maximă responsabilitate acest subiect. Consiliul Județean și Primăria Sibiu l-a tratat ca atare, de aceea a făcut demersuri în vederea edificării lui. Suntem la stadiul la care suntem și mergem mai departe pe această linie. Orice ajutor venit în plus la ceea ce avem deja este bine venit. Și vreau să vă spun că un ajutor din bani guvernamental vine practic prin întoarcerea contribuției pe care sibienii au avut-o la bugetul de stat. Pentru că din 1990 încoace, Sibiul a dat la bugetul de stat mult, mult mai mulți bani decât a primit, indiferent de guvernare, nu discutăm de guvern, PSD, PNL sau altfel de guvern. De la Sibiu la bugetul de stat s-au dus cu mult mai mulți bani decât s-au întors. Și atunci, dacă vin la acest moment bani de la bugetul de stat, vin banii pe care sibienii au trimis acolo. Și vreau să mai spun un lucru. Nu putem să spunem că X sau Y face spitalul, nici eu nu o să spun niciodată că eu fac spitalul sau nici altcineva nu poate să spună lucrul ăsta. Noi nu facem decât, de pe funcțiile pe care suntem, să ne facem datoria cu banii pe care oamenii i-au dat la bugetul de stat. Acolo suntem, există un proiect de derulare, mergem mai departe pe acest proiect, așteptăm să ni se alăture un proiect, oricine are cu adevărat intenția să se alăture. Iar dacă, din analizele pe care le fac alte foruri, rezultă că ce am pornit noi nu este ok, dar să vină cu argumente serioase, clare, atunci mergem pe calea pe care o găsesc alții, dacă avem convingerea că este mai bună. Dar până atunci, avem un teren, avem demersuri făcute și mergem pe demersurile pe care le-am făcut. Trebuie să susținem că prin amplasarea de acum se pune în pericol viața pacienților. Am citat din domnul senator Avram. Acum este foarte ușor să, ca unii și alții, să dezbată subiecte pe care nu le cunosc. Vreau să vă anunț că amplasamentul acestui spital a fost adoptat și îmbrățișat printr-o hotărâre de Consiliul Județean în ianuarie 2017, când toți consilierii județeni, indiferent de culoarea politică, au acceptat în proprietatea Consiliului Județean Sibiu acest teren
și au acceptat ca pe acest teren să se identifice, să se edifice un spital. Că ulterior au venit, adică acum, mai nou, s-au trezit unii și alții să conteste că acela este amplasamentul cel mai bun pe chestiuni pe care personal să fie cu iertare, nu le înțeleg. Și dacă facem un efort de memorie, aflăm, ne constatăm că prima neregulă care a fost găsită acestui teren a fost că nu este în proprietatea Ministerului Sănătății și că Ministerul nu poate să investească pe proprietatea Consiliului Județean, după ce le-am furnizat datele necesare și i-am arătat că, din punct de vedere legal, o astfel de investiție este ok și regulă și legală pe proprietatea Consiliului Județean, s-au încercat a se găsi alte motive pentru care spitalul să nu se facă pe terenul proprietatea deja a Consiliului Județean. Dar locul ăla pune în pericol? Dacă se face spitalul acolo, pune în pericol? Eu cred că ar trebui să-l întrebați pe cel care nu am reținut numele celui care a făcut o astfel de afirmație, să întrebați pe el de ce consideră că se pune în proprietate. Vă dăm pe noastră că dețineți studii, analize, proiecte. Deci, dacă... Deci, eu nu pot să... Deci, aveți date care să fie ipoteza asta? Ar fi existat o singură informație sau dată, în sensul că acel teren pune în pericol viața pacienților, vă dați seama că n-ar fi fost atât de irresponsabil să facem terenul spitalul acolo. Sau să gândim un spital acolo. Considerați că este necesar un studiu de impact? Nu știu la ce întrebare răspundeți acum. Da, și eu stau și mă întreb dacă... Da, spuneți, ați început un altul. Deci, dacă considerați că este necesară dacă se impune realizarea unui studiu de impact pe sănătatea populației în zona respectivă? Și studiul de impact este unul dintre actele care trebuie făcute și se face și acel studiu de impact. Cine îl va face? Este necesar. Există instituție... Nu cine îl va executa, cine îl va solicita? Este Consiliul Județean, proprietarul terenului, cel care face o astfel de solicitare. Pe terenul, proprietatea Consiliului Județean. Despre alte terenuri cu care putea veni în discuție alte entități juridice, nu putea să... Având în vedere incertitudine și toate dezbaterile care s-au lansat în ultima perioadă, considerați că este necesară în perioada imediat următoare realizarea acestui studiu? Deci am făcut demersul în direcția aceasta. Când? Pentru că este unul astăzi. Deja am putea discuțiile cu DSP-ul și facem pașii spre Vedeți și Primăria Sibiu, având în vedere că trebuie să vedem mai tare varianta cu care apoprăcii se revină la vechea varianta la Claus Iohannis. La o astfel de întrebare poate răspunde FEDEGHERE-ul și Primăria Sibiu. Vă asigur însă că între Primăria Sibiu și Consiliul Județean, FEDEGHERE și PNL există un parteneriat care va fi pe acest amplasament de Consiliul Județean. La vremea respectivă